Salut, Ionut! Salut, salut! Mai așteptam să se mai adune lume. Se aude jocul. Salut, salutare, salutare, Alex Vatamaniuc, salut. Salutare la toți. Eu nu aud nimic. Păi am muzica închisă de la joc. Se aude doar, vezi? Doar sunetul. Ăla e important. Băieți, ce vreau să fac astăzi? Astăzi vreau să dau un raid. Și aș avea nevoie de cineva care să mă ghideze. Am făcut aici toate taskurile și vreau să dau raid că na. După ce dau raid, o să intru pe multiplayer și în cazul în care vrea cineva să se joace cu mine multiplayer last day, este binevenit. Și în cazul în care nu știți de clan, mai sunt, ăsta este clanul și mai sunt 3 locuri disponibile. Că în aia e cam aproape full. Am dat și eu două și un revenge de ne tot râsul. Era unul busuat, nu am destul în bază. Bă, până la urmă niște swaturi nu sprica, adică na, totuși sunt niște swaturi. N-ar sprica niște swaturi. Ce faci în afară de raid? Păi am zis, după ce dau raidul, intru pe multiplayer și mă joc cu voi. Și uite, Alex, dacă vrei să intri la mine în clan, ăsta este clanul. Mai sunt 3 locuri disponibile, am mai zis.
Și na, cine vrea să se joace cu mine, bine, cine nu, aia e. Oricum o să intru pe multiplayer și cel mai probabil o să mă duc la ceva turnament sau nu știu. Văd eu ce fac. Cristi mi-a zis, fă live cu multiplayer, fă live, nu știu ce, acum fac live, cum ar fi să nu vină? Să nu fie pe live. Mă, băieți, mă, mâine începe școala, mă. Ah. Începe cântecul. Sorry, dar nu pot juca noi nimic. Am zis, cine vrea să joace. Stau pe live, ok. Școala, aglomerație, Balamuc, Flori, da. E bine că am diriginte și nu dirigintă. Mă, v-aș ruga tare mult. Cine n-a apăsat pe butonul de like, să apase pe butonul de like. Și cel mai important lucru, distribuiți live-ul ăsta pe oriunde, pentru că na. Și mai am o întrebare, eu am făcut o setare să-mi apară ceva în descriere mereu, când postez ceva sau fac un live. Vreau să vă întreb, în descrierea acestui live apare ceva? Bro, pe ce clasă ești? Mai bine zis, în ce clasă ești? Da, mă rog. Sunt în clasa 11, am trecut a 11. Ai făcut olul de la settlement? Nu. N-am făcut, mă, la a doua bază prea mult. Am terminat chestia cu antenele. După ce am terminat chestia cu antenele, pa, n-am mai făcut nimic. Pentru că n-am mai făcut nimic. Bă, dar scuzați-mă că vă corectez, dar nu este pe A11, este în clasa A11, nu pe, că nu ești pe ea pe clasa 11. Ești în clasa 11, nu ești pe clasa 11, dar mă rog. Eu am deja 5 bujii la mașină. Nice! Eu am fost un leneș și jumătate și n-am făcut nimic. Bă, nimic. Bă, mă așteptam să se mai adune lume, nu știu, distribuiți live-ul ăsta pe serverul meu de Discord, pe grupuri de WhatsApp, nu știu, salut Sebi, salut, salut. Distribuiți videoclipul ăsta, distribuiți live-ul ăsta pe oriunde, că na, totuși este un raid și după o să mă joc cu voi multiplayer. Ai văzut ce raid am avut ca prim raid? Parcă mi-aduc ceva aminte, nu mai știu, oricum sunt foarte multe poze pe serverul de Discord, ba cu Mobile Legends, ba cu Last Day, ba cu... Și na, da, cred că da, cred că da. Oricum, mă mai uit să văd. Nu am pus poză, înseamnă că na. De unde ești? Să vă spun o chestie, că văd că sunteți noi. Nu răspund la întrebările de unde ești, unde stai, ce număr de telefon ai, ce cod poștal ai sau
chestii de genul, la ce liceu ești, nu știu ce. Poți căuta CVC și așa. Ah, gata, mi-aduc aminte. Nu m-am uitat. Atunci unde pleci, că asta nu ai menționat. În România, frate, în România. Unde aș putea să trăiesc? Sincer, sunt extrem de mulțumit. Bă, eu acum o să dau un raid. Văd că sunt ceva persoane. Eu aș mai aștepta un pic, 2-3 minute. Și după mă pregătesc de raid, vreau o singură chestie. Când dau drumul la Price, să mă ghideze cineva, să-mi zică, bă, sparge acolo, bă, faci acolo, bă, nu știu ce, știi? Dacă e cineva dispus să mă ghideze. Da, hai să mă pregătesc și ușor, ușor. De fapt, nu să mă pregătesc. Întâi să dau complete. Ia, uite-l, mă. Dăm așa un complete. 140 de meduri, 40 vopsea albă, 10 pistoale și câteva M16. Nice. Nice. Pe bună trăiești cum să trăiești în România. România e țara unde te-ai născut. Aoleu. Ia să vedem, mă, ce bază avem. Și avem baza. Dăm, te rog, o bază bună. Să nu fie plină cu iarbă. De fapt, ar fi bună și aia plină cu iarbă, că până la urmă fac cârpă. Și din cârpă, Vinicius. Show me. Căutați repede pe YouTube Vinicius. Ai venit la timp, n-ai pierdut nimic, Cristi. Te salut și în momentul ăsta aș vrea să căutați baza Vinicius și salutare Liviu, salutare, salutare. Să căutați baza Vinicius și să-mi ziceți ce să iau. Să mă ghidați, mai bine zis. E bombă? E bună baza asta? Vă mai zic încă o dată după ce dau raid-ul și ajung cu itemele la casă și așa mai de... E baza pe care am avut-o eu. Aha. Bă, ziceți-mă ce e în bază? Ai nevoie de SWAT? Da, normal că am nevoie de SWAT-uri. Cine-ți frică? Cui îți frică niște sfaturi. Vă rog eu frumos, nu uitați de butonul de like și ce voiam să zic, după ce dau raid-ul și ajung cu itemele în bază, o să mă joc multiplayer, că a vrut Cristi așa să joc multiplayer. O singură bază am avut bună. Un plan full SWAT. Atunci e ce spre arme și SWAT. Aha. N-am nevoie de C4 sau chestii de genul. Două C4, mamă. Și în afară de SWAT, baza asta ce mai are? Bă, ia să dau și eu drumul la muzică. Salut Cezar, salut, salutare la toți. Și nou, nu uitați de butonul de like, vă rog eu frumos. Vezi că dă vie, SM16, iau uite mă, se face sete, se face foame. Aaaa.
Arme diferite, aha. Deci 2C4 a spus. Așa. O militară. Îmi iau și eu una full, că pe aia jumate nu aș vrea să o iau. Salut, Molly! Salutare, salutare! Nu uitați de butonul de like și de butonul de subscribe. Începe, apropo, să spargi un plan full cu topoare. Aha. Băi, și concluzie, nu-mi iau niciun topor. Meduri. Dă meduri baza asta, e bine. Deci am înțeles, fără topoare, așa și heal, să pun self-healing-ul, self-ul, așa, să-mi iau un stack de mâncare și mi-au două pipe-uri până la urmă. O 150 de abonați, let's go, vă mulțumesc foarte mult. Ce voiam să vă zic, că acum sunteți mai multe persoane și mai multe persoane mi-au spus să-mi pun link de donații, așa că nu știu dacă apare în descrierea acestui live linkul de donații, că am încercat să fac o setare pe laptop, nu știu, nu știu dacă mi-a ieșit, habar n-am. Baza nu e mare, ok. Dar la ultimul live și la ultimul video aveți linkul spre adona, să zic. Vedeți că acolo să apară alt nume, nu este numele meu, este numele fratelui meu. Pentru că eu sunt minor. Și nu pot să fac chestii atunci când ești minor, nu prea poți să faci chestii. Salut, Super Madeline. Ok, și ce mai mi-au? Atât mi-au? Două C4, o militară full, două pipe-uri și un sec de mâncare, nu? Atât mi-au, nu? Ok. Merge să fac o respawnare în bază, ceva? Are... A, întrebare, întrebare! Spune unde să spargi, mulțumesc că mă ghidezi. Până mâncă mâine merg la școală și eu, îți dai seama. Întrebare, are cumva chopper? Are cumva... chopper? Că mă gândesc că dacă e o bază bună, are... motor. Sau generator are? Merge că ai destule de luat. Nu are, ok. Ok, păi hai să mergem. Nu-mi place melodia asta. Mamă, deci o bază, deci... de când dau raiduri mi-a picat baze bune. Mi-a picat o bază cu foarte mult metal și de acolo am luat metal, vreo 6 stack-uri de baterii. Ce mai luam, un VSS, parcă un SCAR. După care mi-a mai picat baza aia, am pus poze pe Discord cu baza aia șmecheră. Bun, unde sparg? Sparge peretele de lângă colțul de jos, mai sus. Ăsta? Ăsta de aici? Aici e 5 arme și SWAT la greu. Nice! Mă bucur! Eu sunt nou cu raidurile. Eu 100 că dacă raid vom primi înapoi. 100% că dacă dau raid vom primi înapoi. Da, mai sus. Mai sus? Stai, cum ai zis, stai așa, stai. Sparge peretele de lângă colțul de jos.
Pe lângă colțul de jos. Ăsta. Următorul de unde erai oprit. Stați. Ăsta. Cu două mai sus de colțul de jos. Cu două mai sus de... Unu. Aici. Salut, Cristi. De unde erai la geam? Al doilea perete. Ah, ok. Deci de unde erai la geam al doilea perete? Adică ăsta. Ok. Greșeala mea. Nu uitați de butonul de like, vă rog eu frumos, pentru raidul ăsta. Că e un raid șmecher. Stați așa că mă cam bag cu ăștia pe aici. Stați așa că e cam bine. Un raid cumva exact. Bum bum și salut. Mamă, ce topoare. Ok. Și presupun că vreau să mai sparg ușa asta sau peretele ăsta, nu? Am raidat baza asta două ori. Ok. Salut, Robert! Salut! Mamă, câtă lume! Vă rog eu frumos, nu uitați de butonul de like, haideți să strângem pe vreo taie de 215 like-uri. Acum spargi peretele din colțul de sus stânga. Peretele din colțul sus stânga. Colțul sus stânga. Ăsta cumva? Nu. Ăsta? Trebuie pe partea cealaltă să spargi. Intră înapoi și nu ieși. Ah, și peretele din colțul sus stânga. Adică ușa asta. Aia e dreaptă. Aici. Intră în camera aia, du-te la colțul din dreapta, sparge peretele stâng. Adică peretele ăsta, nu? Baza Vinicius, interesant. Ia uite ce știe Crystal. Ok. Bun, fiți atenți, ca să spart peretele ăsta și să continui, vreau ca la acest brai să strângem acum 15 like-uri. 15 like-uri și spart peretele. Deci acum știu, am și un raid de făcut azi, aha. Băie, că mi logici de like-uri.
Păi da, pentru că știi care e chestia, intră persoane, să zicem că intră acum 60 de persoane, nimeni nu dă like sau măcar să zică salut, se uită la raid și pur mă pleacă. Și practic ce am făcut nimic. M-am ales cu raid după plas de și aia a fost. Există să nu dăm și să lăsăm la raid. Bine, mă, bine, hai că-l sparg. Stați așa că trebuie să ies. Ah, vol, trec târziu. Și ăsta e... E prank-ul? Aproape nimeni de pe live nu a dat like. Băi, eu văd că sunt 5 pe momentul de față. Celălalt. Am dat eu acum 5 like-uri, da. Mulțumesc. Ăsta e, nu? Ăsta e chestul. Vrea armurile SWAT? Da, pentru că aș avea nevoie de niște armuri SWAT. Sparge toate chesturile. La cât venea hoarda? Și chesturile astea de aici? De fapt, stați un pic, stați un pic, stați un pic, stați un pic. Bă, ia stai mă, că ăsta e bun. Ok, aici avem ceva. Aici e plin de swaturi și aici am mai văzut odată. La 72-73. Alea sunt cele mai importante. Bă, fiți atenți că vreau să fac o chestiune. Bă, dar cum le-a pus omul pe bune. Da, mă rog, nu prea contează. Astea sunt cele mai bune, lasă topoarele, ok. Da, dar aș vrea să știu și o singură chestie, ce sunt în chesturile astea de aici, că văd că mai sunt pre-chesturi. Faci pericolă, lasă mă și te duci înapoi. Da, respawnare în bază, mai bine zis. Arme, arme, opa. Păi stați așa.
2, 3, da, niște medicale, am înțeles. 1, 2, 1, 2. Aha, arme, chestii, am înțeles. Trebuie să las un abonimation. Opa. Păi ce naiba are joystick-ul ăsta? Ok, hai să fac respawnarea asta în bază. La ce mai poți să te duci la rai? La 150. Am dezbrăcat băieții până la kilos, da. Din cele 3 ai ales fixă la 20.000, când noroc are. Bă, aranjez eu mai încolo. Să nu te apuci de jocul de noroc niciodată când nu ai. Aia e. Ce să fac și eu acum? Deci îmi băiară de râs, mă, pe perete în bază. Nu știu, restul rămâne istorie, nu știu. Nu știu, nu știu ce face băiatul ăla acolo, habar n-am. Eu am zis să plece, dar n-a vrut să plece, eu ce să fac acum? N-a băut prea mult. Da. Stai mă jos. Unde te grăbești? Facem uite așa și uite așa. Facem uite așa, mergem, luăm un swat pe noi. Așa. Umplem frumos chopper-ul. Bă, dar asta are ceva, nu? Ha, țeacă! Mi-am luat țeacă. Salut, Red Toxic! Deci nu e tactical backpack pentru că n-am. Cricul ăsta poți să-l faci o singură dată? Da, doar o dată poți să faci respawnare în bază. N-am tactical backpack pentru că cu unul am murit la zonă, cu altul am murit la primul meu raid, cu altul am murit la o zonă, am murit de un bot care avea VSS, evident, 3 hituri și m-am dus. Și atât. Cred că 3-4 m-am avut de-a lungul vieții. Cel mai cel răspuns. Armele sunt mai scumpe, pune
Armen Chopper, ok. Da, eu vreau să fac o... Oh, ia astăzi așa că avem de luat chestii. Nu, aici nu am zis că nu. Așa. AK-ul, evident. Băgam arme, cum a zis Cornel. Așa, ce aș putea să mai iau? Bă, întâi să las topoarele astea, că n-am ce să mai fac cu ele. Pune heal pe tine și al doilea buzunar. Nu am extra pocket. Din păcate. Aici am golit. Aici așa. Aș vrea astea, bă, hai să le iau și pe astea până la urmă, ăsta, și cheia, cred, astea nu mai mă interesează, aici nu, aici nu, bă, mă mai uit de 2-3 ori ca să fiu sigur că, na, mă, că rămâși, n-am mai extra pocket, ce extra pocket să am, nu că n-avi pipe-ul, da, stați așa. La sfârșit arunc. Bă, dar dă-l încolo de baterie, mai bine iau un SWAT. Salutare Katsumi sau Kazumi. O, Cristălis, unde ai fost aseară? Bă, mai am un loc liber, ce aș putea să iau? Bateriile, hai să zic că le iau. Aici nu prea mai am loc și pe aici. Și aici, na, nu mai am ce să mai iau. Ia ciopărul. Am înțeles, nici măcar nu la început. De ce vrei o cheie? Păi, în loc de cheie, ce aș putea să iau? În loc de o cheie. Ce aș putea să iau? Am uitat de la sezonul 1 până la sezonul 4 la Overworld. Papuci. Bă, atunci facem în felul următor. Bateriile și cu asta le las. Că până la urmă baterii fac rost și de la fermă și de unde mai fac eu rost. Și iau așa. Și mai iau și așa. Asta e full. Chisele s-a fost să rapid scur la racu, că am fost pe voice. Nu am fost deloc să la racu. Bă, e bine, am luat ce trebuie? Nu zic că da. Nu zic că a fost un raid ok. Ce notă dai? Un 8,50.
Aruncă pipe-ul. Și în loc de pipe, ce să iau? În loc de pipe, ce să iau? Papuci, bine, mă. Hai să arunc pipe-ul. Asta e că am uitat că nu pot să dau delete la arme pe aici. Mai luăm papuci. Bă, să arunc și... Bă, care a fost către... Bă, să arunc și Skull Crasher-ul. Ce, să mai iau papuci? Papuci contează cel mai mult din soartă. Nu. Eu zis atunci, ai că fix electronicus îl arunc, bă, la cel mai important, cel mai important lucru, electronicul îl arunc, hai că da. Ai luat tot, iude, ai luat tot, du-te la baza, ok. Bă, am luat tot, Vraidu primește un 850 spre 9, de la mine. Voi ce notă ați da? Pune electronic în chopper în loc de saw blade. Am ieșit deja. E rip. Nu mai fac prostia ca data trecută să scot înainte din chopper și 8.75. Bă, da. Îmi văd la rider. Bă, nu mai fac prostia să scot înainte din chopper. Eu am un rai pregătit, poate după live îl iau și eu. Ata e, îl dai la rider. Ce stau mă la rider? Nu dau niciun soble la rider, ce-a fost mă? Îl dau altceva. Nu ce acrișor. Bă, da, scoate ca să ai ce plăti. Mă, stați puțin să văd ce vor riderii ăștia și după mai discutăm. Ia uite. Ci că bagă soble, tu bagă nu știu ce, prima persoană pe care o văd să zucă la rai fără armele de foc. Păi cu armele de foc ce să faci acolo? Că cu armele de foc faci gălăgie. Multă. Acum facem un fel următor, mă băieți. Așa. Pac, pac. Pac, pac, pac. Și așa nu mă doare inima să dau aluminium wiring, că am cu tonele. Gata. Ia ziceți mă băieți. Pa, foapa vreau zice aluminiu.
Nu, dacă ai silencer. Da, dacă ai silencer poți să mergi, dar mai bine dai arme melee. Deci m-am scos bine, zic eu. Aici am aluminiu. Stați așa să vă arăt, să vedeți câți aluminiu am. Aici aluminiu. Și aici aluminiu. Deci nu mă doare sufletul să dau. Putea ieși mai bine. Bă, cred că dacă le dăm sulițe cu atașamente. Fiți atenți, scrieți repede acum în comentarii ce task-uri o să am pentru Rider. Te rog, Doamne, să nu dea cumva task-ul ăla cu motoarele. Ah. No, nu, niciun două motoare, că nebunesc. Fermă și Polystation, bă, n-ar fi rău. N-ar fi rău deloc. Colonelul. Bă, colonelul, mai ales că efectorii îl găsesc garantat, deci nu e problemă. Ar fi bun un colonel. Ok, haideți să vedem. 3, asta. Cum furai idol. Bă, a fost bine. Cred că o să pun și o poză pe Discord. Ar fi bine dacă ar fi Witch-ul. No, cred că ți-a adus două motoare. Vrăjitoarea, Florprey și Timmy. Am două motoare că nu. Băi, Crystal, nu mai copii, te rog eu frumos. Ce ăsta? Hey, and then to unlock 25 de chesturi în locații periculoase. Ok, deci am decraftat o militară. Doar 5 de chesturi din zona roșie. A, easy. Ia, să fac 5 de asta easy, easy. Să bare vegiură la fel easy. Și să fac 20 de wave-uri la Polystation easy. Te pup, domnule Rider. Ești foarte genial. Acum că v-am plătit, pot să scot și astea liniștit din chopper. Le punem frumos. Nu, astea vreau să le scot. Pentru că vreau să fac poză și să o pun pe ăsta, pe Discord. Da, fac ordine după, nu mă certați. Deci, cu asta am venit eu de la raid, cu sfaturile astea și cu astea. Încă 5, 6, 7 arme de foc. Nice. Cât dă un Fiji în armură de tier 4? Sub 100 din câte știu eu. Că e până la urmă armură de level 4. SSSSI. Una, două, trei, patru. Da, asta e armura de level 4. Cred că dă sub 100. Tier 4 vorbești de Kevlar? Nu vorbește, mă, de Kevlar. Crystal, fii atent. Armura de level 1. Armura de level 2.
Armură de level 3, armură de level 4. A, stai așa, tu o iei de jos în sus. Adică 1, 2, 3, a, tu o iei de jos în sus. Nici bila nu 200. Greșit, ai armură de level 3,5. Pentru că n-are cască, nu? Cele Rayforce sunt tot Tier 1 și Tier 2, doar că e Rayforce. Bă, nu știu, eu știu un fel următor, fiți atenți. Eu nu știu cum știți voi, dar eu știu un fel următor. Armură de Tier 1. Armură de Tier 2, dar n-are șapcă sau căciulă. Armură de Tier 3, armură de Tier 4, armură de Tier 5, armură de Tier 6, armură de Tier 7, armură de Tier 8, armură de Tier 9. Așa știu eu. Acum nu știu, în pana mea știți voi. Bun, vreau să fac în felul următor. Facem așa o poză. Mai facem, uite așa, încă o poză și, mă, băie, sunteți pregătiți de multiplayer? Că mă bag la multiplayer. Sunteți pregătiți de multiplayer? Sincer să fiu, nu știu ce o să fac, dar cel mai probabil o să particip la un turnament ceva. Tier 1 și Tier 1,5, Tier 2 și Tier 2,5, Tier 3 și Tier 4. Nu știu, Crystal, mai amețit. Deci Tier 1, Tier 1,5, Tier 2, Tier 2,5, Tier 3 și Tier 4. Numărul Tier 1, Tier 1,5, numărul Tier 2, Tier... Ah, înțeles. Cele Rainforce sunt jumătate din Tier. Ah, ok. Nu pot intra. Bă, nu-i nimic din nou. Cine vrea să joace cu mine pe multiplayer acum, este binevenit. Eu am dat cu Nevriman pe Discord, dar... A, e Cezar și cu... A fost Alex. Cu mutarea... Multiplayer, hai că multiplayer dacă e... Bă, n-am mai intrat de multiplayer de foarte mult timp. Cred că am vreo 8 luni de când n-am mai intrat. Nu mai știu ce e, cum e. Da, mișto, mișto, mișto. Nu-ți place, a? E cineva pe aici? Ia, ce aveam la vânzare? Au, uite, ăsta s-a vândut. Aici ce avem? A, aici dacă luam apă murdară mi-am amintit. Aici cărbun pentru mâncare și mai știu eu ce și pe aici. Pe aici n-am. Băi, eu mai aștept puțin să intre oameni
oameni pe multiplayer. Dacă vreți să intrați, puteți să intrați. Dacă vreți să vă jucați, puteți să intrați pe multiplayer. Cezar, dacă mai ești pe chat, tu ești Cezar Pro? Dacă mai ești pe chat, evident. Și mă place, mă, multiplayer-ul. Până mie îmi place, e un concept ok. S-a plâns nu știu câtă lume. Vai, doamne, Last Day on Earth-ul nu este multiplayer. Nu e ca Frostborn, mă, că pe vremea aia apăruse Frostborn-ul. A prins la public și pe urmă s-au plâns. A, că Last Day nu este multiplayer. Faceți multiplayer în Last Day. Da. Înțelegi, ok. Dacă le înțelegi, ok, aha, ok. Când au anunțat multiplayer, mă gândeam ca la Frostborn. No! Păi stai puțin. Jocul ăsta, când a fost creat special pentru single player. Ca să-l facă multiplayer, cum este Frostborn-ul, trebuie să șteargă jocul și să-l facă stil Frostborn și să ia jocul de la capăt, să le refacă de la capăt. Ai PvP dacă ești bazat. Da, de aici îmi place e mișto o singură chestie. Că dacă te duci într-o zonă, nu vine un prost să te omoare. Oh, Cheozoar. Cheozoar, ce faci, Cheozoar? Auzi-l pe Cezar. Aha, bine mă, Cezare. Bine. Aoleu, a intrat metal de la masiv. Cum e clanul numit? Stai că ți arăt acum. Fiji Squad. Fiji Bar Squad. Mă, să stau și pe YouTube și pe Last Day on Earth. Bă, nu-i nimic, frate. Vreau să fac o chestie, vreau să iau cutia asta de aici. Aluminiu close. Bă, fiți atenți. Haideți, vă rog eu frumos, cu like-urile alea, pentru că pe bune au intrat oameni și ce așa vreau, cred că 5 like-uri sunt de la bun bun cu alte 5 conturi, dar mă rog. Hai că încerc să intru în clan. Ok. Dar mi instalez. Dar mi instalez nu știu ce IT pe Nintendo. Dacă vă uitați din tot ce e free, spuneți ceva resurse. Bă, da, și îmi place că se strâng în inbox. Ce level ai la reward? Stați așa. La reward, unde e reward? Aici e reward-ul. Nu, aici sunt contractele. Bă, unde e reward-ul, mă? Bă, unde e reward-ul? Auzi, reward-ul, levelul la reward. Mi-apare în inbox? Aia pe căpuș, eu n-am.
Lângă Tonet. Aici? Nu. Bă, unde mă Toneta? Like, please. Lângă Toneta. Unde mă? Ah, gata, gata, am văzut. 501. Sau reputație, nu știu ce e asta. Și 501 de asta reputație sau ce n-ai fi. Da, mă, fiți atenți. Armura asta mi ajunge, ia personal storage. Bă, ne, dar sunt limitat, mă. De fapt, nu, conservele le păstrez. Până la level 50 easy. Și level la business, unde e business-ul? Nu. Business, unde e business? Ia uite ce ai schimb miștoare, Alin. Miștoc schimb, miștoc. Tot acolo e, aha. A, aici, la business level 19. M-am uitat complet multiplayer-ul, bă, nene. Bă, complet, nu mai știu nimic din multiplayer. Une, așa. Level 19 am, n-am mult. Bagă tare, bag. Salut băieți, probabil vreau să zic ales cum sunteți, dacă umanul și ce naibii este burat de last day. Bun, eu vreau să mă bag la un turnament, personal storage, pac, facem, uite așa, așa, clan storage. Așa. Facem o baie. De cu tupeu înainte. Da. Mă gândeam că ai jucat mai mult ca mine. Eu am avea 55. No, n-am jucat. Am jucat cu Gabi. Acum ceva timp. După ne-am luat cu Frostborn-ul. Gata, s-a instalat, dar nu pot să scriu. Nu-i nimic, frate. Nu-i problema, pot să scrii aici. Mă gândesc că tu ești Cezar Mihai de pe ăsta, de pe YouTube, nu? Cezar Ro. Am dat request, ok. Mamă, mai sunt fix două locuri libere. Unde ești, așa. Gata. Da, ok. Pot să intru eu în clanul tău. Bă, ce mi-aș dori să aveți cel puțin level 100 și ceva. Măcar 110, 120. Că dacă intrați și aveți, nu știu, level 50,
S-au mai dus pe multiplayer și atunci am jucat mult. Da mă băieți, vă văd, vă văd, mă băieți, vă văd. Ce faceți mă băieți? Eu mă bag la un turnament, am zis. Are cineva scândură și duct tape? Scândură? Bă, nici eu n-am scândură, mă. Nu uitați de butonul de like, vă rog eu frumos, nu uitați de butonul de like. Apăsați pe butonul de like, haideți să facem 20 de like-uri, mai avem nevoie de 3 like-uri, vă rog eu mult. Eu am level 115, bun. Bun, atunci dacă ai level între 110 și 120, e bine, poți să intri. Nu uitați de butonul de like. Mamă, câte chestii aveam pe aici. Bă, haideți mă că eu mă bag la un turnament. Mă bag la turnament, gata, am zis. Fiți atenți, haideți să facem 20 de like-uri și mă bag la turnament, vă rog eu frumos, dacă vreți să vedeți un turnament. Aha, o să 15 maxim pe multiplayer. La business. Nice. Ok, cine vrea să mai intre, ăsta este clanul. Asta este clanul, cine vrea să mai intre și na, aia a fost. Fiți atenți, mai sunt fix două locuri disponibile. Și îmi place așa că lumea de la mine din clan este activă, știi? Toți sunt activi. Uitați, acum 11 minute, acum o oră, acum o oră, acum 19 ore, dar na, Cristina se intră mai mult seara. Și noi activi. Bun, haide să mă bag la turnament. Coleri sus, se închile, nemza. Ce ai făcut, bă? Hai în zona verde. Am zis eu că gata, că hau, că bau, că mă duc pe ei. Eu am făcut al doilea cun și am level 50, eu avem pe contul celălalt 150. Bă, eu nu știu ce cont ai sau mai știu eu ce. De preferat ar fi să ai level între 110 și 120. Dacă ai peste 120, foarte bine, perfect. Nu vreau să fiu, nu vreau să par dor sau mai știu eu ce, dar nu accept persoane care au sub level 100. Bă, din câte știu, pielea pe multiplayer este valoroasă. Oh, ia uite-l pe Cezar ce formează acolo. Bine! Dacă n-am făcut la mâncare... Nice, poți să participi la turnament. Cezar, 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 Cezar. Cezar,
Așa, perfect. Hai cu mine la un ce să-ți dau lucrurile să le duci acasă, că eu vreau să mă duc la un turnament dacă putem să facem chestia asta. Mamă, ce delay e pe Nintendo, da. Hai la un chest, unde-i chestul? N-avem chest pe aici? N-avem chest pe mapă? A, uite chest, uite chest. A, nu putem. A, nu pot să vă las lucrurile. Da, și cum fac mă cu lucrurile astea? Că până la urmă e carne și piele. Da, pana mea, hai acasă. Rip, da, rip, aia zic și eu, rip. Hai acasă că... Mă, nu e ca pe Frostborn, mă, te duci la un chest, îi lași lucrurile, piele, le duci acasă și tu duci în treaba ta, știi? N-ai cum, mă, n-ai cum. Jurapul e mai valoros, dar se schimbă, nu pot spune item în chest. Da, am văzut și eu acum. Bă, strânge și noi 20 like-uri, vă rog eu frumos. Distribuiți live-ul ăsta pe oriunde, pe unde vedeți. Pe, nu știu, pe grupuri de WhatsApp, dacă aveți, sau mai știu eu ce, grupuri de Discord. Chiar vreau să strângem 20 like-uri. Să nu rămân așa ure la 17. Nu pot spune așa, mai citit. Nu, eu vreau să fac, uite, așa. Și băgăm și pielea aici. Are cineva scândură? Mamă, ce, are cineva un duct tape și o scândură? Că dacă nu mă duc și cumpăr. Pe unde mergeam? Cred că am apăsat bine, că vreau să mă duc să cumpăr chestii. Facem, da, știu și chestia asta cu mesele diferite. Mamă, ce are omul meu aici, preiți familia. Ce skin-uri au oamenii, bă! Nebunie pe gingie. A, da. Ia uite. Sunt Alex V de pe laptop. Ah, ok. Haideți mă frate, o să ajungem și noi 20 de like-uri. Rămân așa supărat. Și strângeți tot câte 20 de iteme din timp. Am înțeles. Bă, vreau să strâng, de fapt nu să strâng, vreau să iau duct tape și cu scândură. Mamă, asta îmi dă lipici. Păi ce... Ia... Aha. Scândura 1000, ma, scândura 1000.
Bă, merită să dau 1000 de etichete pe mustări de scândură. No. Păi și-o cumpăr de și mă la turnament. Unde era, mă? Îmi iau din asta. Îmi iau din asta, merge? Are cineva și Siren? Cred că aveam eu, nu știu. Poți să-ți faci și tu scândură. Păi n-am de-aia de scândură. Salut, Alin! Salut, salut! Ai pierdut? Fii atent să zic, Aline, ce ai pierdut. Deci stai așa să zic. Ai pierdut un rai super șmecher unde am luat swaturi, pistoale și... un stack ceva sau două stack-uri de medikituri. Și acum am intrat puțin pe multiplayer să mă joc cu fanii, cu abonații. Bă, merită să-mi iau o bâtă din asta la 4888. Că eu aș lua pentru turnament. Mă ajungi la turnament. Nu? Cum să nu merită, mă? Adică... ai... nu... e craftabilă și ieftină. Mai mult de 650 sunt de pe scândură pe 20. Aha, bun. Atunci facem frumos, în felul următor, mai călătorim, nu ne oprim la prima tarabă. Și mai călătorim, că așa am ce să fac. Îți dau eu. 2 secunde, că e vreo... oh, ok, Aline, mulțumesc, mulțumesc, hai că vin și eu acasă. Și cine a zis că are nevoie de 6 iron? Andrei. Bun, Andrei, să ții minte, Andrei. Andrei Iron. 6, de fapt. Home, brother, home. Dăm gras să pot. Pentru ce grad? Nu merge să pui în... am eu Iron. Cine a zis, mă, că vrea Iron? Cine era băiatul cu Iron-ul? Andrei, nu? Andrei, să vii să-ți iei Iron-ul. Deci, în multiplayer nu ai spus, na, nici acolo n-am. Se poate accesa clan storage-ul. Dar nu merge să-l accesezi? A, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Perfect, cu bâta asta mă duc la turnament. Mulțumesc, Alin. Sunt The Red de... da, știu, știu, știu că ești tu. Vă știu, vă știu. Stai. Stau, stau, stau. Să dau ceva mai bun? Bă, mă duc la un turnament, adică n-am nevoie de ceva mai bun. Până la puta asta că cât damage dă? 42 damage? Aline? Stai așa să o iau să nu ia cineva. Aline, sigur nu mai ai tu nevoie de pistolul ăsta, adică... totuși e un pistol, iar pe multiplayer faci cam rost, faci cam greu rost de arme de foc. Mai am destule, ok. Mulțumesc atunci. Gata, mă, sunt pregătare pentru turnamentul ăsta, bă, să... mamă, să vezi și rup acum cu pistolul lui Alin. Mamă, pistolul fermecat, gata. Ăla-i tatile. Joacă pasta de nu, de nu iau locul la turnament. Un pistol e pentru Crossroads.
Crossroads nu lua la turneu. Bă, m-am gândit și la asta, dar Alin, dacă a zis că are mai multe și că mi l-a dat... Bă, eu nu știu ce să fac, mă, ăla îmi zice, bă, ia-l, ăsta, Bliviu îmi zice, nu lua, ce să fac? Îl pun acolo la mine, în personal store. Eu nici gol nu folosesc la mine. Intru pe multiplayer necurat o dată pe zi, cam bun și cumpăr skin-uri. Mamă! Și mă gândesc că mai cumpăr și bă, nu oferte. Ia uite-l, bă, pe Alin. Ia uite, mamă, ce skin mișto pe ghiozdan are. Mai are și arbaleta asta, care mă gândesc că dă o grămadă de damage. Bine, băi, Alin, ești bazat. Ce să zic? Ai motorul sau te duci în zona roșie? Bă, mă duc în zona roșie, că momentan nu vreau să mă duc cu motorul. Mă duc, fac zone roșii, zone roșii. Haideți mă la turnament, mă băieți. Salut, băi Cezar. Bate Cuba. Bați Cuba cu mine? Bați Cuba? A, Cezar nu bate Cuba cu mine, gata, m-am supărat. Tu am vrei bați Cuba cu mine? Bate Cuba. A, bate Cuba, aia zic. A? Ia uite bă ce simt total mi-a luat bă. A, mulțumesc, mulțumesc, gata, gata, gata. A bătut Cuba cu mine. Păi atunci îți creați un nou de ăsta, că e ieftin. Bă, nu, bă, stați puțin, țineți-vă resursele. Că mergi la turneu, mergi cu... Bă, dacă am... Cred că fac zona roșie, zona portocalie, portocalie, portocalie roșie. Da, cred că așa fac. Că sunt cam... Cam. Unde? Unde plec acum? Plec la... Bă, eu plec la turneu, bă, ce... Ia uite, bă, a venit și afla după mine. Ia uite-i, bă, pe-ai mei. Bă, dacă tot ați venit... Stați așa să dau drumul la turneu. Dacă tot ați venit, puteți să omorâți zombii de pe lângă, știi? Fiți atenți, zombii care au coroana aceea de gold, care sunt cu gold, nu-i omorâți, pe aia mi-i lăsați mie că, na, dau multe puncte. 18 like-uri, mulțumesc foarte mult! Stați așa că... Opa, gata, mi-a găsit turneu, mi-a găsit turneu. Bă, vedeți să nu muriți pe aici, mă. Ok, pe ăla, din câte mi-aduc eu aminte, nu trebuie. Bă, nu, 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 nu-i omoră, nu-i omoră, nu-i omoră. Lasă-mi mie, lasă-mi mie, bă! Nu-mi iau astea. Băi, Andrei! Tu te numai tu singur, că se împar punctele. Andrei! Bă, oameni buni, nu... Eu mai pășit pe la turnamente. Nu-i omorâți pe ăștia cu gold. Vă rog eu mult. Ăștia care sunt cu gold, am nevoie de ei până la urmă. Hai să-l și chestul. Nu-i nimic, dar... Ai dat favorul pe creator să vină mai mulți cumpărători? Încă nu. Oh, ia uite ce am luat.
vrei Vărneamu, doar atâta, mă? Asta a fost tot? Aaa, Ozoer. Da, cred... A, nu, nu, mai unul. Și ăsta cred că dă multe puncte, nu? Mamă, ce bâtă mi-a dat aici, Alin. Ia uite, mi-a fugit și bulina. E un gunoi de multiplayer. Nu e, nu e, frate. Am 200 de puncte. Bă, câte puncte mi-a dat, ești nebun? Ba, Aline, mersi pentru bâtă. Bâta asta e bună rău de tot. Când o să mai fac și puncte la business acolo și o să am să pot să craftez, clar o să o craftez, că merită. Ok, Iran. Am și mai bune, te cred. Te cred, nu, nu mai zice, te cred. Salut, PTMRA. Sau MRA. Salut și bine ai venit. Nu, când a apărut jocul la oprire. Aha, bine, bine că veniți voi. Ok, am găsit Goldeanu, am găsit Goldeanu. Bă, nu uitați de butonul de like și de butonul de subscribe, vă rog eu foarte mult. Sunt curios câte puncte am, ia. Nu, nu, nu aici, nu aici. 256 de puncte. Sunt bun. Oh, gold, gold, gold. Ia uitați goldul. Păi ce ai, mă, cu bâta asta lui Alin? Rup tot pe aici, ești nebun? Când vei cu Dumnezeu, haideți toți în bază și împletiți-vă magazin, împletiți-vă magazinele să dea buff-ul. Ok. E unul gol jos, am văzut. Am unul HP, bagă mâncare, bagă. Salut, facem un live împreună mâine. Nu știu. Prunde cum facem live. Salut, Octavian. Salut, în zona de ochi nu mai sunt. Mai sunt curcani, oare s-au scos din joc? Nu știu, habar n-am. Na. Piti, nu știu ce să răspund. Lasă-mi un mesaj pe Discord. Ai linkul în descrierea ultimului videoclip sau ultimului live. Și vedem. Iau și ductape-ul, că na. De fapt, ia să iau și asta. Cu Last Day on Earth. Da, dar cum facem împreună live-ul? Adică... asta e chestia. Probabil ai și tu ceva în canal de YouTube. Dacă îi facem o colaborare ceva. Zare, nu sunt gura, nu sunt curcă, nu, ok. O 128 de puncte, opa, stați așa că... Nice, 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 o jachetă. Jucăm multiplayer, ok. Ce vorbim pe dis. Ok. Mamă, altă jachetă.
Sunt curios, piții sau piții, nu știu, cam câți ani ai? Asta de curiozitate. Da, pe la n-am cum. Nu. Ce asta, ce asta, ce asta, ce asta, ce asta? Lasă-mi mie, lasă-mi mie, lasă-mi mie, lasă-mi, fugi, așa, gata. 364. Cum vreau să joc cu tine? Stați așa. Mă cheamă Piti, nu Piti, și am 17 ani. Ok, Piti. Și eu am 17 ani, deci e forță. Bine că vii tu, mă, după mine. Bine că vii tu, după mine. Mai mergem așa un pic pe mijloc. A, uite! Pavrăste 20. Nu uitați de butonul de like. Și am și un canal destul de mic. Ok. Nu problemă, facem. Fii atent, Piti. Fii atent. Mâine nu începe școala. Asta prima chestie. Nu știu dacă o să am mult timp. Dar dacă am timp, îți dau un mesaj pe Discord. Deci cum intru? Cum să intri pe multiplayer? Păi Cristi, intri pe multiplayer și jucăm, adică nu știu. Pe ce mai... pe ce loc este, mă, de sub mine? De fapt, câte puncte are? Eu am școală de la 1 până la 4-5 și eu învăț dimineața. Da, mă, discutăm, vedem. Și băgăm acolo un live împreună. Wow, ce e pe aici? Sunt la turnament. Măi, Gabi. Și mai lutești și eu. Ce tu mai... știi ce zic? Sunt pe loc. Fii atent, mă, Gabi. Sunt pe number one. Pe locul number one. Balamuc. Ia uitați-l, ia uitați-l, ia uitați-l. Ia uite ce trei crai de la răsărit. No, nu mă scuip tu pe mine, băi. No, să uitați să mă vadă ăsta. Da, am făcut-o de oaie. Ok. Ți-am dat mesaj, ok, ok, eu să mă uit, vorbim. E prea pe pentru zona portocalie. O să mă duc și la zona roșie, stai calm. Când s-a terminat turnamentul, mai am 8 minute, ia, uite-l.
Bă, eu simt că o să iau locul 1. Și chestul ăla este nelutat. A, ba da, e lutat, mamă. Bă, mai dau așa o tură să văd care cum mai e situația. Piti, vezi că vrei să fii și la mine în clan. Dacă nu ai clan deja. Ca să jucăm multiplayer. I-am zis să-i dau bun. Bă, da, iar mă. Acum o bat pe joc. Ok, stai așa să arăt cum se numește clanul. Așa se numește clanul. Fiji bar squad. Și mai sunt fix două locuri libere. Deci ai prins o cum bine. Vedeți cu atunci când te omoară. Pe viitor să nu mai folosești buta asta decât pentru oia mari și doar pentru critical. Ok. Să o faci mai econom. Bă, lasă-mă, gândeam și o să fac econom, dar na. Și ranga asta e destul de bună. Aleluia. În sfârșit cineva. Da. Bă, vă place live-ul? Adică vă place ce am făcut până acum? Cu raid-ul, cu alea? Gabi, o să zic ce bază am raidat. Și o să are și lotul, deci e un loot. Bă, bun rău de tot. Sper că nu m-am văzut. M-am văzut. Dumnezei mătii. Da, am uitat că din raza asta nu prea pot să ies. Ce uite bă ce a sărit. Ia uite. El e șoimul spurător. Cât avea mă, cât avea mă toxic spitterul ăsta? Yes, sir. Yes, și o să iei cross pentru a chema la tine de la sens mai mare. Ok, mă voi uita eu în reluare. Am înțeles. Și să după tine mai mulți. Am murit în aer, e bun. Ma. Gabi, Ozoer. Ți-l aduce aminte pe Ozoer? Mamă, vine armă automat? Hai, bă, hai! Ăsta ce mi-a dat? Serverele de la Kefir văd că renunță, nu... Nu voi uita cât voi prei. Bă, am făcut ceva bandaje. Bă, dacă mai pică niște pantaloni, am armură full, adică sunt bazat. 4 minute și 816 puncte, ești nebun? Ce mă, doar asta a fost? Oh, mai e... No! Mai bine plec. Nu uitați de butonul de like. Nu uitați de butonul de like. Fiți atenți, la 30 de like-uri deschid cutiile de la turnament.
Deci, mai repet o singură dată. La 30 de like-uri, deschid cutiile de la turnament. Salut, you! Salut, salut! Bă, dacă vă place multiplayer-ul și... Na, vă plac turnamentele, poate postez videoclipuri când merg la... La ăsta, la... Turnamente. La 30 de like-uri deschid cutiile de la turnament. Cum au văzut, mă, cum? Ok, ce stai jos? Ah. 47 baterie, oh my god. Cum a fost doar unul de gold atât? Doar un de la de gold și atât? Bă, dacă n-a... Perfect! Ia, uitați-vă, am armură. Ia, fiți atenți. Pac, pac, gata, armură. Am armură. Sunt bun, bă, sunt bun, bă. Deci, cine mai e ca mine? Da, de unde? Hai că ăștia sunt cu spatele. Oh, nice. Aolo, dar ce încât legătură pe acolo. Ăsta. De unde veniți, mă, trei? Ma, gata, resetăm. Mama, Doamne, ce bătaie era să-mi iau. S-a terminat turnamentul, bă. Salut, soață! Băi, să veniți toți în bază să dau drumul la buff, ok. Deci fiți atenți, s-a terminat turnamentul, cel mai probabil am luat locul 1. Take all locul 1, normal. Fiți atenți. La 30 de like-uri, deschid cutiile de la turnament. GG, aia zic, aia zic. Bine, dar și bâta lui Alin. Bâta lui Alin și-a făcut treaba. Deci, Alina, dacă mai ești, îți mulțumesc. Pe ce faci, mă? Ai, ai? Și cupa o poți pune în apartament la tine. A, am luat cupă? Ia stai să văd ce am luat. Bă, unde mă cupa? Sunt studenat la shopping. Oh, mi se pare corect să fii la shopping, da. La câți bani ai? Alin, îți fac o dedicație. Du-te în apartament, stai așa, să, că vrea... Vrea Gabi să dea vreun la asta și să-mi umplu și asta repede. Vreau să pun...
Ăsta, uite, îl pun cu 52. Așa, pasta o păstrez că e bună și mai pun ăsta, gata, aia a fost. Du-te în apartament și ai să o vezi, ok. Puneți chestii la vânzare, bă, puneți chestii la vânzare. Ia uite-l pe Alin. Ia uite-l. Alin, Alin, n-ai. Stai așa, Liviu. Da. Stai așa, Liviu, să fac o baie, că nu pot să intru așa în apartament. Ce naiba, să îngălbenesc pereții. Așa și... Enter. Ăsta e apartamentul. Ăsta e apartamentul, nu? Ăsta e apartamentul meu. Bă, haideți mă să strângem 30 de like-uri, că vreau să deschid și eu cutiile alea să văd ce pică. Până la urmă sunt 3 cutii și... Nu-mi supăra că te jupoaie. Și unde e... Stați așa. Am 3 cutii de deschis și se termină și se, mă rog, în 2 zile se, mă expiră, mă rog, pana mea. Am ieșit din apartament, sunt prost. Radu, nu spui când să dau baful. Fiți atenți. V-ați pus chestii la vânzare? Scoate la două. Ok. Ok, am înțeles. Mă, dacă vă place multiplayer-ul și na, este apreciat, o să fac clipuri când merg la turnamente. Ok, așa, mamă. Băi, ești nebun? A, stai că... Stai. Ia uite-o, mă. Ia uitați-o. Ia uitați cupa. Cupa învingătorului. Mă pricep, a? Cel mai bun la turnamente, ce aveți? Forță, nu? Fiți atenți, facem altceva. Dacă se desfac 25 de like-uri, deschid cutiile de la turnament. Sunt cei din clan să-ți dea like. Bă, lasă, nu prea mă interesează pe mine cu like-urile și așa. La apartament, nu prea. Bă, Gabi, dacă mai ești pe live, poți să dai drumul la buff. Mamă, ce are Gabi pe acolo. Deși, să atenți, dacă se sprâng în momentul acesta, ia uite-l pe Alin cum stă. Ia uite-l pe Alin. Forță, Alin.
Eu te-l pe... stai, cum te chema pe tine? Dă... Pe tine, Andrei, parcă, nu? Stai așa că încă nu vă știu de ce Alin, Andrei... Gabi e Gabi... Alebardă, forță. Deci fiți atenți, la sunt 24 de like-uri, mai avem nevoie de un like. La 25 de like-uri, că văd că 30 nu se fac, la 25 de like-uri deschid cutiile de la turnament. Deci, 3 cutii de la turnament, cutii care nu știu ce au, dar mă gândesc că au un loot bun, deci la 25 de like-uri deschidem... cutiile. Mulțumesc! Ia uitați pe ăștia ce mi-au cumpărat pe aici. Bă, și-o am ales cu 10 bandaje doar așa din chesturi. Dacă n-am la bandaje, mea. Așa, marmură. Așa. Mai pun... De fapt, put all. Nu mai am loc. Cine are din aia de făcut piele? Să dau pielea. Mă rog, nu contează. Mereu pun cu un ticket 2 mai scump. Stați așa că s-au scris și multe mesaje aici. Mamă, și pe aici s-au scris. Fac China. Mamă, stați așa. Care voi abută? Eu că nu am nimic. Eu o las în clan chest după ce am așa, ok, mers. Pe unde e? N-ai duct tape? Gabi, n-ai duct tape? Hai Gabi, că-ți dau eu duct tape. Unde ești Gabi? Ia frate-miu, de aici. Duct tape. Are cineva 5 scândură? Are cineva 5 scândură? Vă rog eu frumos să-mi fac și eu o bătă din asta. Mă, astea oricum îi dau delică, n-am ce să mai fac. De 14 aluminiu ingots per 3000. Ia uite-l bă pe ăsta. De unde aluminiu? Dați-mi și mie, vă rog, 5 scândură. Nu cer mult, e 5 scândură. Sunt deja 25. Nu mai primești niciun like. Îmi place cum reabăr par. Poți spune câte 5. Câte 5? Andrei, eu nu văd niciun 25. Chiar dacă are delay-ul ăsta, mi-arată corect acolo. Liviu. Liviu cu 24. Da, știu că sunt 24, că mi-arată și mie sus. Cât pun 5 rubber?
Cu ce presupun 5 rubber? Îl las la preț de 106 o bucată? Măresc, ca ce fac cu el? Cineva a furat scândura. Am eu nevoie. Undeva la 80-90. Ok, păi facem fermător cancel. Optzeci, atunci 85. Bă, cine a furat scândura? Am eu nevoie de scândură. Gata, vă mulțumesc pentru ce mi-a dat scândura. Perfect. Asta s-a făcut. Ia uitați-mă la mâncare, să-mi pun și în cap. Am pus eu 8 scândură. Mulțumesc, mulțumesc că am vrei, mulțumesc. Să se vândă. Da, l-am pus să se vândă. Bă, gândiți-vă bine, sunt 24 de like-uri. La 25 de like-uri, deschid cutiile. Deci dacă nu se fac 25, eu nu deschid nimic. Dar ai multe șanse dacă pui câte 5-10. Bă, am loturile alea ocupate, aș fi pus. Clarissimo. Dar nu, am asta cu ocupate. 25. O, salut Ionut, salut, salut. Atunci deschidem cutiile, deci sunteți pregătiți? 26, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Deci, unde ești? Aici. Sunteți pregătiți? Ziceți repede cea dacă sunteți pregătiți să deschid cutiile. Nici măcar nu știu ce o să-mi pice. Știu că îmi pot pica arme, bandaje. Nu, acum adică Gabi, nu ești pregătit. Vrei să ne șupărăm? Bă, sunt două, nu contra, da. Ok, haideți, fiți atenți. 3, 2, 1. Open. Let's go, katana. Oh, fix. Armă mov. GG. GG. Ia, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. 3, 2, 1. Hai, mă. Bă, a doua katană, sunteți de bun la cap, a doua katană. GG, ești nebun. GG, bă, deci am dat bâta lui Alin și a luat o katană. Ce baftă pe tine, aia zic, aia zic. Îmi place, îmi place. Ce fel de rahat ai călcat. Să cad și eu. Mor aici cu tine, băi, Aline. Oricum, Aline, pentru bâta aia și pentru pistolul ăla, o katana o să se revină ție din partea mea, pentru că vreau. Deci o katana acum, după ce deschid și ultima cutie, o să se revină ție. Pentru că mi-ai dat un pistol și o bătă din aia. Cum vreau să mi știu. Makuahui. Da, aia. O să am coșmar la noapte cu reacțiile tale. Bă, două katane. Deci două katane la rând. N-am ce face cu ele. Am înțeles. Deci fiți atenți. Ultima cutie. Ultima cutie
ziceți repede ce o să pice din ultima cutie. Deja mi-au picat două catane. Cum ar fi să pice și a treia catană sau să pice această armă? Halberd. De ziceți repede ce o să pice din ultima cutie. Deci din ultima cutie eu cred că o să pice bâta aceea pe care mi-a dat-o și Alin. Aia, prima bâtă aia de jos. Nu mai pot să mă joc. Păcat. Seringa? Seringa? E mai bună halebarda, dar bă, nu contează, până la urmă e o katană. Ok, fiți atenți. 3, 2, 1, open! Și... Băi, Aline, zici că ai avut gura urâtă, mi-au picat seringile astea. Pentru critical. Pentru critical, da, dar pentru 1v1 cred că... Băi, Aline... Când făceam live-uri pe Provo, vine Cornel. Bă, vezi cum se spice atașament pe arc. Fix atașament pe arc mi-a picat. Bele, bă, mă duc să joc la loto. Baftă acolo la loto, mult noroc. Era milionar. Bă, poate miliardar. Ara sunt ca niște bandaje mai bune. Bă, le pot să trez, că... Na. Poate le iau ceva la turnament sau mai știu eu ce. Bă, GG, GG. Deci eu sunt mulțumit. Asta este inboxul meu. Deci eu sunt mulțumit cu două katane. Bă, sunt obligat să le scot? Oameni buni, sunt obligat să scot itemele din inbox? Văd aici o lună, o lună, 16 zile, 15 zile, 13 zile. Bă, ce am pierdut multe arme așa. Bă, și ce fac mă cu ele? Unde le pun? Ia stai așa, ia stai așa, personal. Așa, bun. Și le folosesc, că dacă tot le scot, o să le folosesc. Ah, inventory is full. Bă, asta ce vrea cu facem aici, Dimca? Bă, ia ieși afară. Ia uite, mai stă și pe la spatele lui Cristi. Ma, e rus de la prost. Vezi să nu uiți așa... Da, racu e live cu Kingdom 2 Crowns. Bă, știu, a zis că o să facă live. Cu ce ceasul, mă? 8. Vrei cu baterii, mai am un stack. Bă, eu la antepenultimul raid am venit cu 6 stack-uri de baterii. Bă, 6 stack-uri de baterii. Ce faci, mă, Gabi? Hai mă, rusule, haide! Aia zic! Ce panara, bă! Bă, zici că sunt handicapați! Bă, mor! Mor! Aolă! Am avut un chest plin, dar mi-a picat... Dar mi-a mai dat un raid de 2 săptămâni. Mamă. Bun, deci eu sunt foarte mulțumit cu raidul de azi. Sunt foarte mulțumit și cu turnamentul. Sunt foarte mulțumit de absolut tot. Aș vrea să închid un pic muzicuța.
pentru că ne apropiem de sfârșitul live-ului, mâine începe școala. Da, mâine începe școala. Mamă, ce reacție am avut, zic, acum trebuie să zic, bă, mâine începe școala, știi? ai băgat seringile? Le-am băgat în personal storage, dar o să le bag în știi tu unde, Aline, când o să mă duc la un turnament, ceva cel mai probabil. Bă, deci îmi place, iau locul 1 cu iteme ieftine, bătaia care costă 5 scândure și 3 duct tape. Și din cutiile de la turnament am șanse să pice 2 katane. Le bagi în vene? Aia zic, le bag în vene. Mă refer la cum faceți, nici că le-ați băgat în vene tot spartul. Aoleu. Da. Bun, ne închinem și noi de sfârșitul live-ului în cazul în care, nu știu, vreți să mai spuneți ceva sau aveți întrebări sau aveți nelămuriri. Ia uite-l pe The Red Day acolo, pe Andrei, ia uite-l. Dacă n-a arătat la... Aha, acum se învârte. Eu bag altceva în vene, bă, mă, nu ce bagă ăștia. Dar ce bagi, mă, tu, Gabi, în vene? Bandaje. Bun, o să închei acest live aici. Haol, Dracula. Da, fix Dracula. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu mine pe live. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile care s-au adunat. Mai începe școala, mai zis chestia asta de 5.000 de ori. Ciocolată, chestii, da. Da, vă mulțumesc foarte mult și ne revedem live-ul viitor, care nu știu când va fi. Dar pe Provo nu mai faci? Bă, m-am uitat de pe Provo pe YouTube, adică pe Provo nu mai fac. Nu mai fac live pe Provo, că nu știu. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Până data viitoare v-am salutat și multă grijă și sănătate și nu știu ce mai vreți voi. V-am salutat, pa!